Îndrobeta Turnu Severin, piețele agroalimentare rămân deschise. Asta a fost decizia conducerii primăriei. Producătorii agricoli sunt recunoscători pentru această hotărâre și îi mulțumesc primarului Marius Creciu pentru că susține producția autohtonă și a luat toate măsurile ca piața să poată funcționa în continuare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a identificat soluții pentru ca piețele să rămână deschise în continuare. Măsurile de prevenire a infecției cu COVID-19 au fost intensificate prin marcarea de căi distincte de ieșire și intrare pentru a asigura o zonă sigură pentru comercianți și consumatori. De asemenea, în această după-amiază au fost îndepărtați pereții de sticlă, transformând acest spațiu într-unul deschis care să permită circulația aerului și să reducă riscul de contaminare. Ați văzut și dumneavoastră, au fost discuții publice în societate despre menținerea deschisă a piețelor din municipiul Drobeta Turnu Severin și cu sprijinul cetățenilor, al producătorilor, al oamenilor care lucrează în domeniu, am reușit să convingem autoritățile că e mai bine să le menținem deschise. Într-adevăr, facem niște eforturi, niște cheltuieli, dar important este să rămână deschise și oamenii să vină în continuare să-și facă aprovizionarea în aceste centre comerciale, piețe agroalimentare, pentru că să le putem considera și centre alimentare, având în vedere și numărul de magazine ce funcționează în interiorul acestor piețe. Toată lumea este mulțumită, nu este ușor nimănui, înțelegem și guvernul că trebuiau luate măsuri. Important e că în acest moment este deschis și cine vrea să-i vină să-și facă cumpărăturile în piața centrală, dar și la piața Sârbilor, poate să vină în acest moment. Producătorii agricole aveau nevoie de o astfel de susținere și îi mulțumesc primarului Marius Creciu pentru că susține producția autohtonă. Aceștia nu au fost de acord cu decizia guvernamentală de a închide piețele și târgurile atâta timp cât supermarketurile rămân deschise. Este bine că au rămas piețele deschise. Da, este foarte bine. Este foarte bine. Mulțumim domnului director, mulțumim domnului primar că ne-a ajutat să putem să ne vândem marfa, că nu aveam unde să ne ducem. E bine și așa. S-a luat o decizie foarte bună. E foarte bine că au rămas piețele deschise, putem și noi să ne vândem marfa. E frig, dar a fost întotdeauna frig, dar a fost o decizie cât se poate de bună pentru noi producătorii. Deci a fost corect. Aia e cel mai bine, că a rămas așa deschise, cu geamuri date jos, cum o fi, cum n-o fi, dar e bine. Unde, ce făceam? Ieșeam pe stradă să ne vindem marfa. Îngheța, salata, ceapa nu rezistă la îngheț. Da, s-a luat o decizie foarte bună. Discuțiile purtate în spațiul public cu privire la suspendarea activității piețelor agroalimentare s-au finalizat astăzi printr-o decizie înțeleaptă, aceea de a le menține în continuare deschise.